Cu ochii închiși aș putea să mă joc mapa asta, bro, chiar nu-i deloc greu. Nu, ca voi știți că asta nu se pune, nu? Că... În fine, bă, nu-i grea mapa ca idee. Tu chiar vorbești serios? Stați două secunde, stați așa. Acum, acum, bă, prima dată am sărit greșit, asta e faza. Tu... What the fuck? Aia zic, o dată, de două ori, de trei ori, am câștigat. Aia zic, bun, mergem mai departe, fără nicio problemă. Mulțumesc că te-ai gândit să pui acolo un ciocan, că nu era viața prea grea. Cu ce am greșit în viața asta? Știu că vă era foarte dor de mapele abonaților, așa că uitați aici, mapele abonaților, într-un final. Haide, aia zic. Bun, hai să vedem care este faza și cu mapa ratonelului. Că mi-au făcut aici o mapă să nu-mi sparg 14 monitoare. Noroc că am numai două, că da, dacă aveam mai multe, pe toate le spargeam. Nu te cred că am început un halo să, bă, băieți, dar înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, că m-ar ajuta enorm de mult, și înainte de toate, nu uitați să mai dați mape dacă mai vreți să continuăm seria, că nu mai avem ce mape să jucăm așa multe. Așa că hai să vedem totuși mapa asta care e faza, dar apăsați butonul de like, nu uitați de like-ul ăla, bă, băieți, și dacă vreți să mai jucăm mape, pregătiți-ne acolo ceva mape extraordinar de șmecher. Ce e locul ăsta, brother? Ok, hai că o luăm pe aici, o luăm pe aici, nu e nicio problemă. Momentan, maoleu, câte sunt! Nu puteai pune mai multe mingi? Dacă mă nimerește vreuna, mă pun să plâng. Nu mai pot să plâng, că m-au nimerit două din una. Jură-te că o trebuie să mă nimerească. Mi-ai pus abia aici un checkpoint? Bradere! Da, cu ce ți-am greșit în viața asta de mi-ai pus abia aici un checkpoint? Mă, bă, bă! Ce ai zis? Că dacă tot e vorba să mă trolezi, să-mi dai full troll, nu? Să iau pachet întreg de troll, ok, bine, hai că nu-i problemă, continuăm așa, dar dacă mă mai nimerește vreo minge de aia, pleacă uninstall-ul la Stumble Guys. Pleacă uninstall-ul la Stumble Guys. M-am nimerit una. Dacă mă mai nimerește acum vreo una. Tu chiar vorbești serios, chiar o trebuie să pui aia acolo? La modul cel... La ce te-ai gândit când ai pus alea acolo? Te-ai gândit ca și cum aș trece pe lângă ele, ca și cum n-ar exista. Nu mă nimerește niciuna, că eu sunt din Matrix. Eu trec pe lângă ele fără nicio problemă. Normală, logic. Nu, serios, te provoc să-ți joci mapa de 10 ori. Îți dau challenge. Joacă mapa ta de 10 ore, să vezi. Mai reziești? Mai reziești? Ia-ți tensiunea după. Bă, frate... Tu glumești? Bă, ok, hai repede să plecăm că vin iar 1000 de mingi. Nu te cred, nu te cred. Zim că asta e o glumă. Schimați-o, bă, băieți. Direct, bă, îți dau nota 10 la mapă. Îți dau direct 7 că au fost troll și 3 puncte îți dau un plus din motiv că ești viața mea. Deci mai vreau mapă din partea ta, dar nu troll, da? Hackerul ne-a spus că dacă îi terminăm mapa, îmi dă 10.000 de gemuri. Așa că, bă, băieți, ajutați-mă să-i terminăm mapa. Fiți antene că terminăm mapa asta și cu ochii închiși. Fii antene, deci îți fac challenge. Cu ochii închiși aș putea să mă joc mapa asta. Bro, chiar nu-i deloc greu. Nu, ca voi știți că asta nu se pune, nu? Că... În fine, bă, nu-i grea mapa ca idee. Tu chiar vorbești serios? Stați două secunde. Stați așa. Acum, acum, bă, prima dată am sărit greșit, asta e faza. Tu... What the fuck? Bro, n-ai cum... N-am joacă pe asta, că nu te aștepte la asta. Na, ai crezut că e și a doua oară mea o țeapă. Ok, bun, și aici? Care-i faza? Nu te cred. Trebuie să intru acolo? Nu te cred, nu te cred că trebuie să... Tu chiar vorbești serios? Bro, n-ai cum așa ceva, n-am cum să intru acolo, doar nu sunt cârtiță. Bă, uite o leacă la el. N-am cum să intru acolo în găurice aia așa mie. Cu ce am greșit în viața asta? Nu te cred că mi-ai făcut asta. Ci că să intru pe acolo. Bă, n-ai cum să intru pe acolo, știi, nu? Adică 100% trebuie să fie altă metodă. What? Ok, bine. Facem așa cum vrei tu, pe acolo intrăm, fii antenă. Deci mă fac acum direct șoloban, mă fac și intru pe acolo. Ia fi antenă. Ok. Ia, joacă pe asta. Ce credeți? Că n-am să intru, nu? Na, fază. Bradere, aștept banii. Aștept
Aștept gemurile, nu mai aștept niciun gem, nu mă da de la cap, te rog eu. Nimeresc! Altă dată! De data asta chiar că nimeresc! Nu te cred! Meciuia meu, e ca și luat meciuia meu pentru că nu-i luat. Bine, uite că am ajuns înapoi aici, dacă alunec fix acum în momentul ăsta, nu te cred, era să alunec fix atunci, ok, ok, încet, încet. Voi știți că ăsta nu-i finish-ul, nu? Ăsta nu-i finish-ul, da? Ok, bine. Văd că mapa mai continuă pe acolo pe sus. Cum ajung acolo? Nu știu. Cum ar trebui să ajung pe acolo? Mi poate explica cineva? Păi știam. Știam că ăsta nu-i finish-ul, dar cum ajung pe acolo pe sus? Bro, stai două secunde. Nu, dar asta e problema, că nu știu cum ar trebui să ajung. Că eu îți fac ma... What? Stai, ce? Ați văzut aia pe sub mapă, nu? Bă, stai mă! O, da, și cum ajung pe trambolina aia? Ia! Ok, ok, m-am dus, nu mai prim pe următoarea. Bro, unde mi-ai pus trambolina aia, mă? Ai făcut-o invizibilă pentru două secunde, cum funcționează? Stai, așa că am înțeles. Ok, așa, uite aici, încă o trambolină. Aia zic, ok, ți-am zis că îți fac mapa. Fii antenă, ma, locul ăsta nu-mi place. Locul ăsta nu-mi place. Sper să nu mai bei Teddy niciodată, hackerii. Sper să nu mai bei niciodată Teddy. Nu mai e dreptul la Teddy de acum. Că văd că la Teddy faci urât. Faci urât la Teddy. N-ai cum așa ceva să îmi faci 14 ca astea, da? Ok, stați așa. Merge puțin mai greu ca idee, dar măcar este eficiență 100%. Uitați aici, eficiență 100%. Aoleu, că cenzura mea nu mai ține mult nici cenzura mea, se duce și ea, renunță și ea la viață, ok, bine, îți, direct în cap m-am aruncat, aia zic, bă, măcar am pălărie, măcar am protecții, dacă n-am pantalon pe mine, n-am nimic altceva, ok, bine, mai am una, fiți antenă că rezistăm, trecem fără nicio problemă. Tasatora mea nu cred că mai rezistă mult, cred că își dă duhul, cred că e gata, dacă mă las acum în space-ul și mă duc în jos, mă pun și sparg tasatura. Nu mai contează, nu mai... Aici mi-ai băgat foculețe de alea invizibile ca să mă dea ales stânga sau dreapta, nu? Nu te cred că mi-ai băgat aia, ok, ești viața mea momentan. Ok, apare... Aparent, ba, da, au băgat, că de ce nu? Stai două secunde, bă, ok, asta. Și clar, e asta din față, logic vorbim, de ce ai băgat-o pe aia? Și acum e asta. Eu m-aș fi așteptat să... Bă, tu chiar vorbești serios? Tu chiar vorbești serios? Ok, o luăm atunci pe aici. Dacă și asta are foc, cum? Cum are și aia foc? Cum să aibă și aia foc? Pe ce trebuie să sar? Mă fac minge și uite, îți dau țeapă. 1-0, bro, tonel, nu ți mai dau țeapă. Bă. Păi și atunci dacă ambele au foculețe pe ele. Na, că și caracterul meu nu mai rezistă. Vrea să se arunce de tot. Bă, fratele meu. N-ai cum așa ceva, stai, bă, partea asta e mai grea, că aici mi-ai băgat 1000 de foculețe, că dacă n-ar fi... S-o termina mapa, am terminat mapa, îți dau direct nota 2, nu-mi place deloc mapa asta. Prea multe foculețe, da? Fulgere, mi-ai făcut o mapă... Nu vreau să mai zic nimic de mapa asta, că se fă, n-ai că se fă, hă? Bă, fratele meu... Mapa asta, de ce am senzația că... Am jucat-o de mai multe ori... De fapt, mapa asta de cine este făcută, bă, băieți? Că nu mi se pare că... sunteți vagaboni sau ați făcut aceeași idee, what? Ok, bă, nu înțeleg, mă jur. Mapa asta am mai jucat-o, bine, nu așa, dar ca idee, ceva asemănător era. Mamă, dar ce-i mapa asta, bă, uite, bă, și cu țiep și cu dealea. Că am viteț pe aici, de ce? Cum? Îți? Ia joacă pe asta Super Mario, nu m-am jucat Super Mario. Ok, nu-i să... Bă! Bă, gata. Aia zic, o dată, de două ori, de trei ori, am câștigat. Aia zic, bun, mergem mai departe, fără nicio problemă. Mulțumesc că te-ai gândit să pui acolo un ciocan, că nu era viața prea grea fără acel ciocan. Îți dai seama că eu acum terminam mapa și mă puneam să dorm liniștit, frumos, nici nu trebuia să mă pun să editez mizeria asta de videoclip, să-mi editez singurul videoclipul la care m-am enervat ca să mă enerveze și în timp ce editez clipul, normal, logic. Nu mai rezist. Bă, băieți, caut să închirez editor. Caut editor. Cine vrea să fie editorul meu? Cine vrea să se enerveze cu mine? Să-l înjur. Să ne înjurăm, de fapt. Să ne înjurăm. Că eu nu înjur, ci doar ne înjurăm. Ok, bine. Dacă ciocanul ăla iar rămâne...
Bratele, ciocanul ăla, mă jur că n-are niciun sens al vieții. Nu înțeleg de ce ciocanul ăla mă nimerește, că n-ar trebui să mă nimerească un ciocan care vine așa și așa. Nu ar trebui să mă nimerească acel ciocan. Ok, bine, am trecut de el ciocanelu. Ok, ma. Și locul ăsta ce-i, bradere? Dacă alunec de aici, chiță-i. Chiță-i până la vale. Chiță-i. Ok, nu chiță-i încă. Aia zic, aia zic, aia zic. Aia zic. Și aici trebuie să alunec obligatoriu, nu? Și hâț. Ok, îmi place, îmi place. Și asta nu-i finish, fiți antenă. Aia îmi place. Bă, l-am apast. Nu ți mai dau niciun 10, să-ți vomit în cereale, bradere, n-ai cum așa ceva. Și am crezut că o să fiu fericit că acum termin și eu mapa asta și îmi văd liniștit de viață și nu o să mă enervez nici când editez clipul ăsta. Să vedeți voi la edit ce... Ok, bine, 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 nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă. Hai, hai, încet, 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 încet. De ce mi-ai băgat foculețe acolo? Îmi poți explica? Nu-mi poți explica, nu? Trebuie să mă pun pe asta ca să mă arunce în altă parte? Oare... Du-te, mă, că... Serios. Ok, mapa asta a fost mult prea troll. Deci mapa asta mi-a bubuit 14 vene cu mapa asta. Na, Cezar al meu, speră să mă enervezi cu mapa asta. Așa au scris acolo, speră să te enervezi, bă, tot. Dacă se poate, deschide geamul și încearcă să zbori pe geam. Să vezi că doar cândva tu, bă, tu ai fost o midă. Acum, na, ești bă, tu, băiatul vulture. De fapt... Bro, din 1000 de noi iese vulturii. Da, ca idee, bă, am stat în timp, știi, și m-am făcut vulturii. Ok, nu înțeleg nimic din mapa asta. Absolut nimic, nu înțeleg. Că mi-ai băgat 1000 de chestii de alea, finish-ul e acolo. Sper că ăla-i finish-ul. Nu, ok, bine. Haide, Cezare, termin mapa. Joacă pe asta, Cezare, termin mapa. Fix cum tu nu ți-ai fi dorit să o termin. Ia. Nu ajung. Ok, bine, nu termin chiar atât de... Măcar aia zic, măcar atâta. Dacă nu picam cum trebuie, hai că m-am făcut mingiuță și uite că am ajuns într-un final. Și, bă, sincer, mapa nu era. Deci îți dau un 7 pentru mapa asta, dacă era mai lungă, direct 10-le ăla, că știi că ești viața mea, bradere. Mamă, Xerpes, ce-i modul ăsta, bradere? Tu glumești cu mapa asta, nu? Tu știi că n-am cum să termin asemenea mapă. Bradere, eu nici nu înțeleg cum ar trebui să plec de aici. Deci serpesa meu chiar nu își dă seama că m-a băgat în ceață groaznic. Ok, trebuie să o iau pe aici. Nu trebuie să o iau pe acolo. Cine s-ar fi gândit că ar fi trebuit să o iau pe acolo, a? Cine e nebunul de s-o gândi la asta? Ok, aparem pe aici. Ce? Stai, eu nu înțeleg. Cum vrei să termini mapa asta dacă îmi bagi 1000 de focule? Asta e o glumă, nu? Asta chiar e o glumă. Tu mi-ai pus asta aici ca să mă arunci atâta. Eu nu te cred. N-ai cum așa ceva. Bradării, ce-i asta, bă? Nu, serios, ce-i mapa asta? Cu gândul la cine ai făcut mapa asta? Că nu pot să cred că ai făcut-o asta de mare chef ce aveai în viață. Bro, sigur erai trist. Sigur erai trist. Nu-mi explic altfel. N-ai cum, bă, ce-i mapa asta? Ok, asta e cea mai dubioasă mapă pe care am primit-o în viața mea și jură-te că m-ai băgat înapoi în... Să nu zic în ce m-ai băgat, da? Bă, fratele, tu glumești! Bă, ok, mapa asta, legenda spune că nu o pot termina întreg. Deci mapa asta, cred că va zbura mapa asta pe aici, va zbura, vă zic eu. Ok, bine, hai, că nu e atât de rău, da, acolo... Nu mai înțeleg nimic. Deci mapa asta, nu știu dacă vreau să mai aud vreodată de ea. Aici alunec tare, așa -i? Normal că alunec tare și mai vine și aia și îmi dă mare paletă ca să nu mă lase să trec. Bă. Vă rog eu frumos, dacă vreți să mai dați mape, nu-mi dați așa mape, că țineți puțin la mine, țineți puțin la mine, că nu mai rezist, v-am zis, nu mai rezist, e gata, nici nu știu câta oară e când mă joc mapele abonaților, băieți, înțelegeți, bă, că seria asta nu mai ține mult, am și eu nervi, nu mai am ce mape să mă joc, și nu e problema de mai dar e problema de nervi, nu mai am nervi, nu mai pot, ia, joacă pe asta, și cum ar trebui să fac acolo, că nu am cum. Nu te cred. Ok, cred că puteți reveni peste o săptămână că tot aici mă vedeți. Bă, mapa asta e prea...
Ok, mapa asta e prea dubioasă. Mapa asta e top 1 cel mai dubioasă mape ever jucate de mine în viața asta. Gândiți-vă că au făcut toată mapa asta și eu nu pot să trec de prima parte. V-ați gândit vreodată la chestia asta? Uite că eu nu m-am gândit. Ok, hai că prin partea asta văd că a fost mai simplu. Ce? Adică stai, bă, am trecut. Asta era faza, stai că eu nu înțeleg ce se petrece. Hai, bine că mi-ai pus mare ciocolată Mr. Beast pe jos, bă. Mr. Beastule, retrageți ciocolată de pe piață, că uite ce fac ăștia cu ciocolata ta. Ok, ai mai pus și aici niște ciocolată, că nu era îndeajuns, bă, nu te cred, ce-i mapa? Bradere, tu îți bați joc de mine, ok, bine, nu chiar atât de mult, nu te cred, că m-a nimerit aia. Nu, te cred că m-a nimerit a doua oară, nu mă dat de la început, te rog eu. Ok, nu m-a dat de la început. Hai că, bă, partea asta nu e atât de grea. Bă, astea mă nimerez fără niciun sens, sincer, aia zic că am trecut. Ok, aici nu înțeleg cum trebuie făcut, dar hai că încercăm repede să facem îț, double îț, triple îț. Și mergem pe aici, uite, sărim așa, îț, băgăm șpan ca să nu cădem acolo. Aici alunec tare rău de tot pe aici, din cauza ciocolatei, normal. Mergem aici, sărim, ok, asta, partea asta e mai calmă, partea asta văd că e mai liniștită, e mult mai liniștită aici, da, uite, partea asta îmi place. Că nu e așa troll, nu-i cu nervi, nu cu nimic, asta da, e calmă, e pe ce trebuie, mapa asta, da, îmi place. Deci, chiar îmi place, bă, mapa asta, ce pleacă 10-le, ce 10, bradere, că merită mai mult de 10. Că nu joci în fiecare zi așa mape în care să te facă să-ți urăști viața, știi ce zic? Adică, bă, mai rar dai peste mape de astea, de să-ți dai seama că fix degeaba trăiești în viața asta. V-am zis, noroc de mapa asta, că mi-am dat seama ce înseamnă viață, de fapt, aia zic. Dacă mă zbura pe mapă și nu mă mai puteam întoarce niciodată aici, să vedeți voi suferințe ce băgam eu în casă. Ok, bine, îți... Am trecut și de partea, de asta nu mai trec, de asta nu mai trec, atât mi-a fost. Hai că am trecut, totuși, cumva, nu știu cum am trecut. E bine, am fentat sistemul, bă, băieții, jucați-o pe asta, idee. Nu te cred, și sistemul acum pe mine, nu te cred, ok. Așa, și acum, dacă vreau să o iau pe aici, te-ai gândit la asta, te-ai cam gândit, nu? Să înțeleg. Da, te-ai gândit cam mult că m-ai dat, asta e pedeapsă, nu? Asta e pedeapsă că m-ai dat de aici. Nu te cred că m-ai dat de aici, n-ai cum așa ceva, bradere. Deci mi-a mai băgat și pedeapsă după ce că o iau eu așa. Ok, bine, bine, bine. Nu mai e deloc bine, nu mai e, bai, perfect, e jucat-o pe asta, ce credeți, că o să cad de pe mapă, a? Ok, nu s-a întâmplat asta încă, urmează, dacă ajung iar acolo și iar mă zboară prin toată mapa, să vedeți voi acolo suferință, hai, măcar partea asta e calmă. Bă, băieți, cu stimă și respect, cam atât cu acest episod, nu mai pot, pur și simplu mi s-a terminat toate bateriile, nu mai vreau așa mape. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi ne vedem în episodul următor, așa că toate cele bune, ce-a luat zi, bye bye, pa!